Blestemul camerei roșii este simplu, mai ales dacă vă aflați în Japonia sau folosiți un soft japonez pe computerul vostru. Va apărea deodată o fereastră cu o ușă roșie și întrebarea: vă place camera roșie? După ce faceți click pe o serie de întrebări scrise într-un flash cu desen rudimentar, numele vostru apare în partea de jos, într-o listă cu alte nume. Printre nume, s-ar putea să găsești chiar câțiva dintre prietenii tăi. Acest lucru, însă, va fi ultimul lucru pe care îl faci. Conform legendei urbane, a doua zi vei fi găsit mort în camera ta, căci te-ai sinucis. Iar pereții camerei sunt plini cu desene pictate cu propriul tău sânge. Ca și în alte legende urbane, există un element de adevăr în toată această poveste. În 2004, o elevă de 14 ani și-a ucis cel mai bun prieten. Când poliția a investigat computerul ei, uitându-se la istoria browserului, a descoperit că, înainte de crimă, fata urmărise camera roșie.